Bună ziua, dragi prieteni ai canalului nostru din Maramureș în România. Eu azi mă aflu în localitatea Tăuții de Sus, județul Maramureș. Mă aflu aici pe Imaș, unde o să stau de vorbă cu un mare iubitor de cai, cel mai cunoscut de aici din zonă. Bună ziua, domnul Danciu! Bună ziua! De unde atâta dragoste pentru cai? De unde ați moștenit dragostea asta? Sau? Dragoste și un hobby, o nebuneală. Deci cu ei m-am născut, la noi acasă a fost tot timpul cai. Și de acolo, de la taică, mi-au rămas mai departe cu ei. Acum n-am, numai 4, 3 adulți și o mânză, atâta. Deocamdată. Vrei să îi mai mulțiți, să aveți mai mulți? Îi mai mulțăm, îi mai schimbăm, îi mai vindem necorbune. Nu. Am înțeles că ați participat la multe expoziții. Da, mă mai duc și la expoziții, că am ce să arăt. Păi chiar să știți că aveți ce arăta. Foarte, foarte frumos aici. Ce vârstă au? Deci, tineri, văd că tineri. Ăla negru, ăla e de 5 ani, ăla de la domnul Miuțescu din Herghelia, a dus calul, a dus un căluț de 5 ani, elegant, frumos, din coace am o iapă de 6-7 ani, ce se trage de la domnul Dorel Micle de la Cluj. Eu iapă am luat-o de la domnul Valer din Pribilești. Și dincolo e o iapă de Ungaria, ce are și mânza lângă ea. Iapa albă are vreo 11 ani, 12. E o bună reproducătoare. Deci în 4 ani după alaltă numai mânză au făcut, numai mânză. Foarte, foarte fain. Ce le dați de mâncare de așa fain? Le mai dăm. Trebuie să te ocupi de ei, să mai umbli după ei, să mergi, să nu le cam lisească nimica, ca să arate așa. Toată vara i-ați ținut aici pe Imaș? Da, pe Imaș, pe Imaș, da, pe aici, pe Imaș, pe câmpuri, pe deasupra, mai. Da, apa, ți-a avut pentru ei pe aici, ți-a avut sau le-ați dus de acasă? Am avut, am și avut și fosacita mare le-am adus cu tractorul și cu mașina, cu bidonul de 1000. Da, le-am adus, nu. Aesta roșu, îi era să... Blonda. Da, se trage dintr-un armăsar adus de dincolo, după câte am înțeles, din Bruno, din ceva armăsar adus din Franța, dacă nu mă înșel, Contoa. Dar la așen, dumneavoastră, nu-i folosiți la ceva, la tracțiune, la ceva, la... Nu, numai de frumusețe. Atâta. E un hobby, o plăcere, un fel de a streca banii. Că cu ăștia e cheltuială, nu-i ca să arate așa un cal. Trebuie să te ocupi de el și să... Da, uite, la dumneavoastră vă cunoaște vocea. Da. Se vede că știe că e stăpânul lor acel lângă ei și îi iubește. Îi îngrijește, știi? Mâncare, ce le dați de mâncare așa? Păi mănâncă pe Imaș și mai ajut cu ceva furaj, cu ceva ovăz. Mănâncă și ovăz, așa e că da, le place, că da, e, da. E o vorbă, că mănânci calul de ovăz. Da. Ovăzul e mama calului, ia pe numai atâta cât îl fată și de acolo ovăzul e mama. Da, mânzuca în 26 luna asta, în octombrie, o să facă 4 luni. Iepile gestante amândouă, iară. Înseamnă că de la ele o să mulțeți așa-i? Și de la ele și mai cumpărăm, mai vindem, mai...
Cam cât e un cal din ăsta, dacă puteți să Poate, nu se poate, nu tare. Asta mai e în privat. E scump, orice caz, e scump. Cum e apa, e scumpă. Vorbim de 4-5 mii de euro. Dar nu o dau nici cu când, nu o dau. Ați dau oricum? Nu. Asta una nu. E frunzăne. Domnul Danciu, acum dumneavoastră mi-ați prezentat caie și afrobăușa și am înțeles că aveți și capre. Da, am și ceva căpruță, îs dusă la păscut. Nu, și alea, ne mai ajutăm cu ele. Îs, oricum. Îs împreună ca lui cineva sau numai dumneavoastră? Nu, amele. Să aveți om la ele, așa-i? Da, am un băiat la ele care mă ajută. Laptele, brânza, aici o dați, da, da. Aveți oamenii dumneavoastră care... Da, deci mai mult lapte. Laptele de capră, așa? Lapte, da, lapte. Poate da. E căutat laptele de capră. Da, e bucă de bine. Și ca și urdă. Chiar azi am făcut ca și urdă. A, noi este acum omor, s-a mărți bine, așa? Da, bucă de bine. Deci aici a fost, nu a fost probleme, că a fost mâncare, făhuci. Destul nu a fost, nu m-a afectat zăcita. Nici apa, nici nimic. Iar nu-s multe capre. Da, la da. 50 de capre nu e o problemă. Da, așa, aici nu sunt animale sălbatici sau da. Ceva sunt? Sunt ceva acolo mai sus, o stricat o capră mai în vară. Dar nu se știe, șacal, câini vagabonți. Nu se știe. Și pe șacal pe aici, pe la... Așa am înțeles. Aici n-am avut probleme, ce să zic. Bine că aveți clienți și la cine să dați. Da, da. Ieze, ați vândut ceva anul? Da, toți am vândut. Bine, așa? Da, da, da. Bine anul. Da, da, da. Ok, a fost bine. Văd că dumneavoastră sunteți tare bine pregătite. Aveți și mașină cu ce să-i transportați dumneavoastră. Da. Cât duceți la așa la expoziție? 1, 2, când, cum? Pe care îi duceți? Pe care am. Pe ăsta roșu și pe ăsta negru sau? Da, pe ăștia am dus acum când au fost la Săsar, la sat Săsar. A, au fost acei expoziții, așa? Da. Și pe unde ați mai fost la expoziție așa cu ei? La Lăpuș, la Lăpuș, așa. Nireșu Mare. Da, e potcovit. Unde e potcovit? Dar avem aici în sat, Fierar, care... Yes. Da. No, numai nu, că s-o pierdut. Nu ce în sat. Eu ce am cai și un prieten, Grigore, ce avem. Și are un băiat ce are doi căluți. Atât, restul nu mai chiar sunt. Acum e foarte costisitor să ai cai în ziua de azi. Deci nu are nimeni. Numai pentru frumusețe ce mai ții. În sat atât are. Eu ce am și Grigore, Petra, și încă un băiat aici. Atâta e în sat cai. Tot cu cine? Nu-i cu cine. Și fân le-a făcut anul ăsta? Am și făcut, am și cumpărat. Faceți balot, așa e? Da, balot și nu. O, să nu vă bateți, ho, corbule. Opa, da fix. I-a dat o subțin să bea apă. Da, da, i-a dat, i-a dat de 3 ori pe zi, când cum am timp. Nu vă bateți, beți acolo.
Oh, no, 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 no. Tu ești bine. Poți să-i duc așa-i? E cuțane, cuțane. Iată ne ajuns, dragi prieteni, aici cu domnul Danciu să vedem și caprele. Foarte, foarte frumoasă, caprele bine îngrijite. Merită, domnul Danciu, să ții capre în ziua de azi? Da, merită, 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 că e un ban sigur și nu e atâta muncă ca și cu oile. Am avut și oi înainte și am considerat că e mai bine cu caprele. Mai puține și produsele sunt plătite mai bine. Este capre de rasă? Câteva puține de rasă, dar de astea autohtone noastre. Carpatine, cele mai multe. Aveți saivan la ele, așa? Da, da, și... da, păi fără scut la capre nu se pune problema. Și vara, când a fost o ploi sau ceva mai rece, automat le-am băgat în saivan. Capra e foarte jingașă, mai ales când nu-s capre cu părul lung, că scurte la păr, mai toate. Cam cât lapte și de o capră? Băi, astea noastre autohtone, dacă e bine furajată, ajunge la 2 litri, 2 litri și un pic. Astea alte străine, astea francezele și astea se dau mai bine. Merită mai bine așa e caprele. Da, da. Am depinde cum sunt și cotate, cum sunt și dusă la mâncare. Ați avut iarbă la ele și aia? Da, da, au fost. Deci nu ne-a afectat nimic, nici seceta, nici apa, nici nimic. Se vede aici ce huci, cât nu l-au mâncat și te toamnă deja. Nu l-au mâncat tot. Da, da, da. Caprele mănâncă tot felul de buruieni din astea care foarte benefice. Da. Laptele lor e foarte bun pentru sănătate. Da, și... da, da, da. Capra mănâncă numai ca în florile, și de la fân. Aha. Și de la ăsta. Laptele mi-a zis că îl dați pe acei în toții. Da, 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 l-am dat laptele. Și caș, urdă. Face și caș, așa-i? Da, urdă, tot trecut. Deci nu mă pot să mă plâng. Deci e destul de bine. Nu-i... Nu. Domnul Danciu, ce le transmiteți oamenilor? Păi ce să le transmit? Care mai pot să mai țină? Că suntem pe ultima sută. Generația noastră ce mai ține și mai chinuie și după aia s-o gătat. Va fi numai o amintire astea. Animale trebuie să te scoli, trebuie să fii lângă ele. Nu sunt multe, că n-am multe, ce am câteva capre și câteva cai, dar deja, bă, oricum, dacă nu te scoli și nu ești lângă ele, nu rezolv nimic. Domnul Danciu, eu vreau să vă mulțumesc tare mult și că ați venit pentru mine până aici, ca să ne arătăm cu mare drag oamenilor caii dumneavoastră frumoși, caprele frumoase. Și vă mulțumesc tare mult, multă sănătate și să le mulțiți, să fie mult mai multe ca oamenii de aici din zonă, din zona Baia Mare, Baia Sprie, să vină cât mai mulți la dumneavoastră. Știu că aveți clienți, dar să le mulțiți și să fie și mai mulți clienți. Clienții sunt foarte mulțumiți de produsele dumneavoastră. Da, da, da. O să încercăm. Noi suntem vecini aici în Tăuțe de Sus. Da. Și vă cunosc foarte bine. Vă mulțumesc tare mult. Cu mare drag, oricând.